Hoții devin tot mai ingenioși și totodată mult mai periculoși. Aceștia au inventat o nouă metodă de tâlhărie pentru șoferii din România. Metoda căruciorului abandonat este o nouă tehnică de jaf utilizată în România. Șoferii care se întâlnesc cu astfel de situații sunt îndemnați să nu părăsească vehiculul, ci să anunțe autoritățile prin apelul la 112. De asemenea, dacă vedeți scaunul de mașină sau orice alt obiect ce implică produse care dau impresia că sunt ale unui bebeluș părăsit în mijlocul pustietății, vă rog, nu ieșiți din vehicul. Hoții lasă adesea un cărucior de copil orientat în mod strategic pe marginea unui drum pustiu. Când mașinile se oprește și pasagerii coboară pentru a verifica dacă este un bebeluș și un cărucior, acestea sunt imediat atacați, scopul fiind furtul bunurilor personale sau chiar a mașinii. Contactați autoritățile și fiți extrem de precauți. În preajma acestor obiecte se pot ascunde persoane cu intenții nefaste, gata să atace și să fure mașina, bunurile din interior, banii sau telefoanele. Advertismentul a devenit viral pe social media, adunând în mai puțin de o zi peste 100 de comentarii și 12.000 de distribuiri. Unii utilizatori au exprimat îngrijorarea că astfel de metode criminalistice vor submima încrederea civică, în timp ce alții au confirmat că au observat astfel de cărucioare abandonate pe drumurile din țară. Sinceră să fiu, la așa ceva nu m-am gândit. Iar eu, dacă aș vedea un căruț, cu siguranță aș opri. Mulțumim pentru informația acum, că știu, da, nu aș mai opri, a comentat o persoană la acea postare. Contactați autoritățile și fiți extrem de precauți. În preajma acestor obiecte se pot ascunde persoane cu intenții nefaste, gata să atace și să fure mașina, bunurile din interior, banii sau telefoanele.